Salut și bine v-am găsit! Înainte de toate, siguranța dată jos și acest apel de protecție. Acesta este BMPT-ul trifazat, care duce la tabloul din spate. După ce l-am dat jos, o să mă asigur că nu mai umblă nimeni aici. Aici este tabloul general al casei. O să dau aceste siguranțe jos prin acelea model vechi. Sigur că nu mai trece nimic pe aici și o să le pun și un tester de fază acolo să văd dacă mai vine ceva, deși curentul din BMPT este oprit. Bun, cred că prima dată poți începe cu smart meter-ul. Acesta este compatibil cu șina Omega. O să-l pun aici, pe această șină. Aici am partea de sus, aici am intrările UA, UB, UC și nulul, iar în partea de jos o să vin cu conexiunea de la invertor. Acesta este un cablu FTP cu care o să mă leg aici pe 24 și 25, iar aici am curent transformer, după cum se vede, IA, IB și IC, fiecare steluță și cu fiecare cablu alb-albastru, albastru. În continuare, acum am nevoie să mă leg cu transformatoarele de curent pe cele trei faze, pe fiecare fază. Bun, dacă mă uit aici, ca să-mi fie mai ușor, o să pun întâi transformatoarele de curent și mă iau după acesta IA, IB. Deci folosesc prima dată IA. Iau prima dată senzorul prea, mă uit aici după această săgeată sau după asta de aici. Faza R este asta de aici. Aici mă duc pe cablul maro și urmăresc ca săgeata să meargă spre casă. Bun, ca să o fixez aici, o să mă folosesc fie de o fașetă, fie de altceva. Așadar, săgeata este spre casă, aici este cablul acesta armat, care vine dinspre BMPT-ul, trece prin aceste siguranțe și merge mai departe pe cablul acesta gri. Deci aici este cablul, aici sunt cablurile de intrare. Următorul senzor este acesta pe care l-am pus și scrie IB, IB, blue și white. Acesta l-am pus pe faza 2, adică am aici R, S și T, adică faza 2. Va fi senzorul de curent IB. Urmează și următorul la IC. Iată că am pus și senzorul acesta pe care scrie IC. Bun, cel mai bine e să-i pui dinainte. Deci avem aici IA pe faza 2. Avem IB și pe faza 3 avem IC. Bun, în continuare ai aici, în partea asta de jos, ai cele trei fire. Ai IA, IB și IC. Acestea de aici trebuie puse exact în ordine asta. IA, steluță, IA, simplu. IB, steluță, IB, simplu. La fel mai departe până la IC. IA, steluță, o să vezi, aici ai alb. Deci întotdeauna încep cu alb. Alb și acum cu albastru. Ai nevoie de două mâini libere ca să le poți fixa și strânge cu o șurubelință mică. Bun, o să leg prima dată IA. Deci iau firul ăsta, IA, și merg prima dată leg albul, pentru că am zis că este IA steluță. Și acum o să leg albastru, de IA albastru. Nu trebuie să le simt foarte tare, că a destul de bine contact. Merg cu următorul, am IB, scrie pe el, IB white, IB steluță este alb și IB este blue. La fel, mă duc la white, adică la unde scrie IB și conectez firul acesta alb. Mai departe conectez pe cel albastru, care este IB albastru, și am ajuns și la ultimul, la IC. Dacă le iei în ordine asta, în mod normal, nu ai cum să greșești. Este imposibil să greșești. Așa vin ele conectate aici, jos. Hai să vedem încă o dată. Deci avem IA steluță, IA blue, IB steluță alb, IB blue albastru și IC alb, IC steluță alb și IC albastru. Bun, acum sunt conectate bobinele. Urmează să conectez și cablul RS485. Acesta vine conectat cu A și cu B. Deci aici nu ai cum să greșești.
folosește întotdeauna o singură pereche. Cablul acesta de masă nu-l conectezi, rămâne în aer. O să-l tai de aici. Și cablul ăsta nu se conectează. Și acum rămâne să conectez la A și la B. Bun, o să merg cu, să zicem, portocaliu, al portocaliu la A și A și portocaliu la B. La fel trebuie să merg și la invertor, alb portocaliu la A și portocaliu la B. Ei, asta este partea de comunicație cu invertorul. Cam așa arată. Se vede acolo RS485, 24 și pinii 25. Acum ce mai ai de făcut este conectarea electrică aici cu UA, UB și UC. Adică U vine de la tensiune și te conectezi începând cu A, B și C. La fel cum ai pus și senzorii A, B și C. Conectez acum firul la UA de la faza 1. Acum firul de la faza 2. Aici este firul de la faza 3. Uite. Faza 2 intră la UB. Aici mișcă. Și faza 3 intră la UC. Și ultima conexiune este și firul de nul. Firul de nul intră la UN. Și am terminat. Urmează cuplarea tensiunii. Iată că acum contorul deja începe să citească tensiunea, se citește tensiunea UA, care în momentul acesta este 0,6V, 234V, UC, probabil că firul de la UB nu face și avem 1A consum, ar trebui să ne dea și curentul acum, IB, 234, UB 0,6V, înseamnă că acesta de la UB nu face bine contact. Bun, acum avem IA, IB 000, IC 00011, probabil că este consumul smart meter-ului, power factor, puterea și acum ar fi trebuit să-și revină și IA. Aici avem UA 234, UB 237 și UC 234. Bun, asta este tot. Smart meter-ul este instalat.